Bărbatul a ajuns la Chișinău doar cu o gentuță mică în mână. Sunt bucuros. Cât timp ați fost acolo? Mulți ani. Ne-a spus că a muncit la construcție în Italia aproximativ 7 ani. Până când? Până mi-a rupt piciorul. Și gata. Cum l-ați rupt? Am cădut. La spital mi-a băgat, mi-a pus gipsul ăsta. Mi-a l-a scos gipsul când nu a trecut timpul și m-a dat afară la spital, că nu ține acolo. De atunci au trecut mai bine de 3 luni, timp pe care moldoveanul și l-a petrecut pe o bancă dintr-un parc din Mestre. A fost greu? Da, cum, de 5 ori ploaie m-am prins. În acel parc l-au găsit alți moldoveni care i-au dus vestea până la acest bărbat, membru al Asociației Moldovenilor de la Veneția. Toată ziua pe bancă, în parc. Nimic, în parc. Acolo și dormea? Acolo... acolo dormea, acolo tot, absolut acolo. Bărbatul împreună cu un preot moldovean din Italia au decis să-l trimită acasă. Alături de alți moldoveni stabiliți în Italia, au pus mână de la mână, i-au cumpărat haine curate și un bilet spre Moldova. Fiecare cam cât a putut, care 5 euro, care 10 euro, care 20 de euro, cam fiecare cât a putut a dat în favoarea acestui om. Bărbatul are în Moldova 3 copii cu care însă nu ține legătura. Acasă cine vă așteaptă? Numai mamă. Nu se întreacă piciorul și văd. Să rămâniți acasă sau să plecați? Nu știu, să văd că mă găsați de treabă pe aici, ori acolo, ori vedem. De la aeroport urma să vină o rudă să-l ducă la Cimișlie, însă aceasta nu și-a mai făcut apariția. Prin urmare, cel care l-a ajutat să ajungă acasă a luat legătura cu un paroh de la Cimișlie, care și-a luat angajamentul să găsească un loc unde va putea rămâne dacă el nu va putea ajunge acasă.